Tragedie pe litoral, un turist de 41 de ani și-a pierdut viața la Costinești după ce a intrat cu viteză cu un schijet în plasele Pescărești, amplasate la 100 de metri de țărm. Alarmați de cei de pe plajă, salvamarii au intervenit în cel mai scurt timp, dar era deja inconștient. A fost preluat de o șenilată smurt și dus până la cel mai apropiat corp de prim ajutor, unde s-a descoperit că avea răni grave la ambele brațe și un traumatism toraco-abdominal. În timp ce primea ajutor de la salvamar, bărbatul a suferit un stop cardiorespirator, așa că a fost chemat un elicopter cu care să ajungă mai repede la spital. Totuși, el a fost declarat decedat chiar pe plajă. Era din Republica Moldova, dar locuia la Ineu, în Arad.